Eu mă bronzez! Apa este ferminte! Vino coace! Apa este ferminte! Tati! Tati! Trezește-te! Apa este ferminte! De când apa în piscină este prea ferminte? Ce cu voi? Tati! Acum se topesc gonflabilele noastre! Vino să ne ajuți! Da, scoate-ne de aici! Nu înțeleg nimic! Nici nu știu să te odinești un pic! Mami, ce s-a întâmplat? Hai că mă bag și eu în apă. Stai, stai, nu te băga! Este foarte fierbinte! Cum e prea fierbinte? Ce-i cu voi? Oh, oh, ce-i cu apă aceasta? De ce e așa de fierbinte? Oh, oh. Ți-am spus noi! Repede adu ceva și scoate-ne! Ține-și labă, Melisa! E mai aproape, Melisa! Hai, hai! Anina, așa este! Oh, oh. Gata! Oh, ce de fierbinte! Oh, Liza! Hai, tati, hai! Dă ceva ca să ies! Vină, vină cu șarabdă! Ține de asta! Ține, așa! Este! Oi, Mircea! Ieși! Hai că țin! Așa! Oh, las-o aici că e fierbinte! Ei, și eu! De mine ați uitat, veniți! Dar pe mami cu ce să o scoatem? Tati, mai rapid, grăbiește-te! Cu plasa! Mami! Ce? Hai, mami! De mână! Oh, chiar e fierbinte! Dar de ce, mami? De ce s-a întâmplat asta? Vara deja a trecut, iar apa din piscina noastră este insuportabil de fierbinte și nu putem să ne bălăcim în ea. Voi măcar ați reușit, dar eu am stat toată ziua pe șezlong. Deci nu avem nicio șansă să ne mai băgăm în piscină? Dar eu m-am bucurat că avem piscină mare. Tati, dar ce e acolo pe masă? Pe care masă? Eu nu am pus nimic. Uite aici! Și ce e în ele? Suntem invitați să fim membri în echipa Ghostforce. Gata, cred că știu! Este un serial nou pe Disney Channel. Îi cunosc și eu, sunt Andy, Mike, Globo și Liv. Dar nu cumva are legătură cu apa noastră fierbinte din piscină? Probabil, dar mie îmi pare că acestea sunt niște indicii. Ha, cum să ne distrăm în continuare în piscina noastră cu lavă? Atunci hai să verificăm ce avem în plicurile noastre. Ha, prima să încerc eu. O chitară și un arc cu săgeată. Melisa, tu ce nu știi că unul dintre ei este un chitarist bun? Da, da, și mânuiește un arc. Da, într-adevăr, este Liv! Nu am răbdare să văd ce este în plicul meu! Un buzdugan și gheață! Oare să fie Mike? Într-adevăr, el este! Iar la mine? O sabie, un slime, un skateboard și basket. Nu cumva este Andy? Da, fratele lui Liv! Am ghicit! Și cine a rămas? Ha, tati! Eu știu! Cine iubește șahul, mânuiește raze de soare, iubește gadgeturile și-i place să gătească. Este globul? Și mie îmi pare așa, dar vezi ce ai în plic. Da, este globul. Totuși, știți ce? Nu trebuie să renunțăm la piscină! Dacă tot avem piscină cu apă fierbinte, de ce să nu facem challenge-ul piscina este lavă? Da, și să folosim puterile eroilor noștri! Deci, să ne aventurăm în piscina încinsă? Deci, haideți fiecare să-și caute uneltele eroului său! Eu am plecat! Așteaptă-mă și pe mine! Undeva pe aici era skateboard-ul meu! Ah, uite! Așa, acum să caut o sabie. Oh, aici este chitară. Dar e prea mare și nu o voi putea mânui în apă. Trebuie să caut altceva. Așa, tablă de șah. La noi în cameră. Oh, aici era. Așa. De piese nu am nevoie. Săbile erau pe undeva pe aici. Nu sunt. O să iau măcar scuturile. Copiii aveau un buzdugan. Să-l caut prin dulap. Sigur va fi ok pentru piscina noastră. Cred că merge și vioara în loc de chitară. Este mică? O, dar ce orc! Dar e cam mare. Caut unul mai mic. Gheață în congelator. Asta și încă una. Perfect! În coliba noastră Matei ținea un arc. Vreau acum să-l iau. Dar oare unde l-au pus? Ce-i ăsta? Să-mi iau ceva de la bucătărie. Câte ustensile! Ce-i aici? Mâncare? Să prind un pic la buchet. Da! Sper să reușesc! Am adunat toate obiectele de care avem nevoie! Cu ele vom traversa piscina dintr-un capăt în celălalt! Iar acum trebuie să identificăm bărcile noastre! Eu deja pe a mea am ochit-o! Deci vom traversa piscina cât e dor... Mai să nu pică în lavă! Vom traversa piscina cât e doi! Eroii noștri pot zbura foarte rapid! De aceea mi-am luat un avion cu mărișcă! Iar eu îmi iau salteaua Melisei! Sper să mă țină și să nu pică în lavă! Mami, tu de ce mi-ai luat salteaua? Dar eu cu ce voi merge? Pe înghețată! Ea e rece și va stinge lava! Aaa, mulțumesc! Eu, ca să nu mă frig la mâini în piscină, mi-am luat gheață! Ca și Mike! Ce șmecheri mai sunteți! Gheață înghețată! Așa-i, dragul meu, frățior Andy! Trebuia să-ți dai silința! Piscina noastră este divizată în două, deci eu voi lua acest traseu. Dar eu voi fi aici mai aproape de mal, în caz de ceva. Să-mi pun toate uneltele aici pe barcă și să plecăm în lavă. Iar eu îmi pun skateboard-ul de siguranță dacă cad în lavă. Și astea vor fi niște vâsle. În părți. Dar cum ai să încapi acolo, Mircea? Da, într-adevăr. Îmi las aici un pic. Haideți mai rapid, căci de altfel se topesc bărcuțele voastre. Iar eu din acest capăt al piscinei voi cronometra timpul. Așa. Și eu deja am urcat în avionul meu. Dar stați puțin, eu trebuie să vă dau startul. Eu voi renunța la skateboard și voi lua doar scuturile. Și 3, 2, 1, start! Să vă scriu! gheață! Mica pleacă înainte! Mircea se duce înainte! Dar timpul trece! Am atins un pic cu piciorul de apa asta fierbinte! Mircea, tu ești în față! Hai mai repede! Mircea, așteaptă-mă! Mai repede! Mai repede! Nu mă ajută prea mult gheața! 45 de secunde! Mami, la revedere! Mircea, deja ești cu mult mai în față! Mai poate întoarce canul! Bună idee! Mai repede, mai repede! De aproape este Mircea! Mircea, a ajuns la capăt! Și eu! Încă puțin! Dar nu știu să ies de aici! Gata! Chiar a fost complicat traseul! Plin de lavă! Mircea a ajuns într-un minut și aproape 30 de secunde! Vișni vătămați! Iar acum se vor duela Liv și cu globul! Sper Liv să câștige! Da, de foarte multe ori Liv este sceptică față de globul! Iar acum a ajuns timpul să fie într-un duel! Eu îmi ia Flamingo, pentru că este mare și ține orice greutate. Iar eu mi-am luat înghețata. Ține-te! Ține-te! E important să nu cazi. Deja dacă ajung primul... Am înțeles să porniți! Toti, mă treci! Stai că dau înapoi! Dau înapoi! Mă pun pe vârtă să nu cad jos! Așa, gata! Ei, Melisa, te-ai pornit deja! Stai că mă pornesc și eu! Stai un pic, Melisa! Mircea trebuie să dea startul! La 3, 2, 1, start! Nu spun start! Hai, tati! Hai, tati! Nu cred că te vei descurca cu lingura aceea găurită! Stai, Melisa, un pic! Stai că să-mi iau șahul! Te ajung! Te ajung! Hai, tati! Mi este fierbinte! Tati se urtește! Hai, Melisa! Mergi în față, dă-i! Hai, Melisa, în față! Hai, Vioi! Melisa, în trecut trebuie să o ajung! Ce? Că Melisa mi-a intrat apă! Hai, Melisa, că nu treci pe tati! Mai am încă puțin! Hai, Melisa! Eu îmi iau două vâsle! Eu cu ambele! Și ambele sunt găurite! Băgă mâna în apă! Trece vâsle! Trece! 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 Repede! Și eu trebuie să ies! Bărcuța mea! Și eu vreau să mă lung! Dar apa este fierbinte! Este! Am ajuns! Am ajuns! Tati, cum a fost lava? Doar Viora mai cântă? Lava a fost fierbinte foarte rău. Mă pot spini ca pe o găină. În schimb, eu, Mircea, în cât timp am ajuns? 3 minute, împreună cu căzătura lui tati. Am plecat la următorul challenge cu alți eroi. Și eu vin, așteaptă-mă! Ei, dar pe mine cine să mă scoate de aici? Și vâslele mele stau pe fundul piscinii, în inima lavei. Deci cel mai rapid a fost Andy cu avionul lui. Dar eu cred că Mircea trebuie să fie eliminat de joc, pentru că nu a folosit una din puterile eroului său. Eu nu sunt de acord, tati. Dar eu nu am observat. Eroul poate folosi puterea lui când vrea și care vrea. În principiu, Mircea are dreptate. Tu ții cu el pentru că Andy e fratele lui Liv. Stați puțin, nu vă certați! Priviți! A apărut o coală de hârtie pe masă! Fii ușor ca fantoma lui Molly McGee! Adică cum? Să zburăm? Eu am văzut această poveste, tot la Disney Channel. Ah, da! Și fantoma ce locuiește împreună cu Molly. Și ce trebuie să facem acum, tati? Dau mai multe gonflabile, una câte una. Iar tu trebuie să sari peste ele și să ajungi în celălalt capăt al piscinei. Și vom alerga cu picioarele peste gonflabile? Da, și cu cât ajungi mai departe, cu atât premiul este mai mare. Dacă vom reuși să sărim doar pe înghețată, vom primi premiul de tocmai 1 leu. Următoarea gonflabilă este portocalie. Și dacă ajungi la ea, premiul crește la tocmai 5 lei. După aceasta urmează culoarea roz, călcând peste care vei primi 10 lei. Iar crocodilul va fi a 4-a etapă, 50 de lei. Eu sper ca crocodilul să nu mănânce flamingo. Așa. Prima sumă cu 3 cifre, 100 de lei. Ia priviți ce bărcuță faină am găsit pentru acest challenge! Wow! Iată așa! De 200 de lei! Cireașa de pe tot este un pepene roșu! Wow! Cât de mare! Și hai să vedem cine ghicește câți bani ne va aduce ultima gonflabilă! Chiar așteptăm să ne scrii în comentarii! Ți-ai dat seama? De 500 de lei! Cu Mihai Eminescu! Doar din ce cauză, tati, mai este un cont liber? Pentru că lipsește o bancnotă! Oare tu cunoști care bancnotă tati a scăpat-o? Parcă niciuna! Parcă toate sunt! Melisa tot aranjează gonflabile noastre care se mișcă aici în lavă? Apropo, Melisa și cu Mircea au făcut cursuri de enot la specialiști de performanță. Tocmai de aceea ei nu vor folosi aripioare, că știu foarte bine să înoate. Și regula principală: se va lua în calcul doar acea gonflabilă pe care ai reușit să pui piciorul. Dar dacă punem mâna, nu se ia în calcul. Nu! Eu sunt pregătit! Și 2, 3! Hai, Mircea! Bravo, Mircea! Nu am crezut că va reuși din prima să ajung atât de departe! Eu deja am uitat! Ia să-mi amintiți, ce sumă era acolo la flamingo? Scrieți în comentarii! Mircea a fost cea mai curajoasă fantomă din challenge-ul nostru! Să vedem cum va fi a doua! Și cel mai important, n-am căzut în lavă! Următoarea fantomă este Mami! Ce? Nu! Melisa! Mami! La prima vedere pare atât de simplu! Mircea, cum ai făcut? Ți-ai luat viteză! Ai pășit pur și simplu! Trebuie să-ți închipui că ești o fantomă și zbori peste ele! Oh, trebuie curaj! Hai, Mami! 3, fantoma lui! 2, 1 și... Hai, a căzut! Mami, e bun! La ce sumă am ajuns, tati? Nu vreau să nimeresc în lavă! Hai, Mami! Mami, probabil că s-a fript rău de tot! Uite câtă lavă se scurge de pe mine! Mami a pierdut în acest challenge! Mami, trebuia să ții viteză! Mami a mers foarte încet, doar așa, țopa, țopa și gata! Tati, acum să te vedem pe tine, tu ești următorul! Să vedem cum te vei descurca tu! Dacă tot așa dai sfaturi... Eu sunt pregătit să zbor peste gonflabilele astea. Și va trebui să calc peste fiecare, da? Da! Să nu pot să pășesc peste 3 odată, nu? Numai dacă nu cumva ești vreo fantomă. Era într-o parte dată. Nu se opriește! Este frică! Nu mi-este frică! Nu sunt fricos! 3! Un pic mă geniez! 2! 1! Măcar 5 lei am! Măcar 5 am! Ai luat crocodilul, în schimb ești cu picioarele pe flamingo aproape! Am ajuns la flamingo? Nu! Tati nu a ajuns la flamingo! Scrieți acum! Într-adevăr, nici eu nu am văzut! Nu ajută la nimic viteza voastră! Minciuni, Mircea, este un alt secret pe care tu nu vrei să mi-l spui. Tati, eu cred că știu secretul. Gonflabilele trebuiau pentru noi să fie mai îndepărtate. La Mircea pasul e mai mic și a reușit să meargă mai rapid. Ah, iată cum! Stați puțin! Tati se ținea de crocodil, dar oare cu picioarele la care gonflabil a ajuns? Oameni, într-adevăr, aici trebuie să dăm video înapoi și să reprivim, să vedem într-adevăr cine și unde a călcat. Eu zic mai bine să apelăm la ajutorul abonaților. Ei sunt mai atenți decât noi. Și cum vor vota ei, așa va fi decizia. Melissa, fantoma ta este pregătită? Da, da, cea mai pregătită. Doar că nu prea cred că voi reuși să ajung până la pipine. Îmi iau vânt și... Pe flamingo! Într-adevăr, nu a fost chiar atât de dificil. Dar totuși vreau să ajung până la pipine. Iar pentru următorul challenge vom avea nevoie de lumina piscinii, pentru că în ring intră vikingii. Dar de unde, tati, știi că este runda vikingilor? Pentru că am descoperit pe masă următorul indiciu. Intră la școala vikingilor. Păi și ei merg la școală? Da, desigur! Tot pe 5 septembrie, odată cu noi? Cerem explicații. Ce test trebuie să trecem ca să intrăm în școala lor? Deci, va trebui să cucerim cel puțin 5 insule și să ajungem cât mai rapid în celălalt capăt al piscinii, ca să intrăm în școala vikingilor. Cât pe ce să uităm! Serialul Școala Vikingilor, la fel îl găsiți pe Disney Channel. Star! Mircea este primul! Oare va cădea în lavă? Să cucerești, bravo! Uite, uite cum face el! Uite cum face el! Uite cum se mișcă! Vai, a trecut! Trece, trece! Un picior și celălalt și se starnă cu barca! Nu, nu, nu! Nu? Hai, hai să vedem! Dar timpul trece! Și dai înapoi, Mircea, dai înapoi! Înainte, Mircea, uite câte te așteaptă acolo! Probabil Mircea nu va intra în școala vikingilor. Sunt foarte multe gonflabilele! Cântece, Mircea, să cadă cu totul în lavă! E de bine! Mircea! Deja sunt 2 minute! Uite, uite că așa este! Este efect! Hai, Mircea! Mircea a fost pe o insulă, după aia pe altă insulă! Ar reveni iarăși la prima! Deja sunt 3 minute! Hai! Nu a reușit să ajungă la școala vikingilor. Să vedem cum va fi mami. Dar de ce nu, tati? Pentru că școala vikingilor așteaptă și recrutarea fetelor. Înapoi la școală! Mami! Mami! Ai început-o cu stângul! Cu stângul! Mai repede, mai bine! Hai, mami! Mergi cu pierză, avion, tinești! Ajută-mă! Hai, mami! Hai, mami! Într-adevăr, Mircea a avut dreptate! Iată ce simplu! Și cum să fac? Cum să merg mai departe? Mami, trebuie să fii ca un viking adevărat! Hai, mami, repede! Din răzputeri, mami! Mami! Acum parcă ești un vierme adevărat! Vreau să ajung cel puțin la delfin! Poate să încerc așa? Și hai! Opa! Hai, mami! Mă duc înapoi! Oare mami va reuși să ajungă la școala vikingilor? Măcar până la anul viitor! Hai, mami, o dată! Acum ce faci? Atunci, mami, hai! Nu mă dau bătută, eh? Hai! Iată și școala lui Mami a plecat la fundul piscinii. Stai că mă frige! Nu ajungeam sigur în celălalt capăt cu viteza asta. Niciun viking nu se pornește în luptă fără de cal. Așa. Ce-i cu tine, tati? Vikingii au cai? Eu am. Dacă ei nu au, să-și cumpere. Așa. Și, opa! Opa! Uite, toate sunt ale mele! Dar știți cum? Eu plutesc până încolo, a? Și acolo începe de cucerit. Hai! Hai, plutește, plutește dacă poți. Așa dacă continui, vei cuceri doar una. Ha! Înghețata? Te părăsește! Înghețata mea! Bărcuța? Ați ajung la al treilea și așa, este atinsă și cucerită, vor fi gonflabile, le poți de vâsle, așa, nu prea merge, așa, așa, așa și, wow, wow, așa ceva, deja trebuie să cucesc următoarele insule. Dacă îl pun așa aici și merg peste el, ia, am 5 insule! Așa și... Insula aceasta e cam mică. Oa, cam te frige în lavă, tate! Nu vorbiți? Când mă faceți lavă, baluri. Gata, tati s-a fript! A 5-a insulă câștigată! Și într-un final pierdută! De ce n-ai luat pipinile? Că este mai mare! Anul acesta eu rămân fără de școală. Măcar am câteva insule câștigate. Dar ce este specific vikingilor? Ei luptă și în timpul nopții! Iată de ce ai vrut să fii ultima în acest challenge! Eu am ochi de șoim! Prima insula cucerită! Wow, pe flamingo! Și următoarea, Melissa? Aceasta galbenă! Hai! Insula numărul 2! Wow! Începe să fie cucerită! Și? Dar? Vreau să ajung la celelalte! Dar? Hai, hai, Melissa! Și le împingi pe celelalte în spate! Wow! Deocamdată e foarte simplu! Vai, a reușit! La insula Roz! Care tati a pierdut! Insula numărul 3! Uite cum cucerește Melissa insulă după insulă! Oare va reuși ea să ajungă la școală anul ăsta? Practic sunt la final! Eu mi-am dat abia cum seama cum trebuia să parcurgem acest traseu. Când facem așa pe gonflabile, mereu mergeam în spate. Adică trebuie să ne întoarcem cu spatele, mami. Și trebuie așa să facem și ajungeam cu spatele. Caracul! Wow! Wow, wow, Melissa! Uite cum ajunge! Uite cum ajunge! Mami! Incredibil! Incredibil! Insula numărul 4! Patra insulă! A patra insulă! Vai, vai, vai! Cât pice să cad! 5! Ai, Melissa! 6 insule, mami! 6 insule! Așa ceva! Ai ajuns pe cea mai mare insulă din oceanul nostru cu lavă! Dar nu pot să ajung acolo! Melissa, vin înapoi, ia delfinul! Da, vin înapoi la delfin! Nu, Melissa, că vine, 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 vine! Am ajuns la școală! Este! În așa timp scurt, Melissa a reușit să traverseze toată piscina plină cu lavă și a cucerit insulă după insulă, ca un viking adevărat. Oare cine dintre noi merită like-ul? Doar stați puțin, nu plecați! Challenge-ul abia începe. Am obosit. După atâtea aventuri pe care le-am avut astăzi în piscina noastră, am secat de puteri. Dar trebuie să luăm forță și să mergem într-o nouă aventură. Tati, totuși cine a câștigat? Nu știu, Mircea. Cred că eu. Chiar am obosit astăzi. În schimb, mie mi-a plăcut aventura noastră. Dar cum ne-a reușit nouă, Melissa, împreună cu prietenii noștri de la Disney Channel, să construim o poveste adevărată în piscina noastră plină cu lavă? Mami, și mie la fel mi-a plăcut. Au! Ce s-a întâmplat? Iarăși lavă! De ce miroase a pârlit? Lavă? Da, Tati, e lavă peste tot în curte la noi! Da, toată curtea este lavă! Trebuie să facem cumva să ieșim! Așa? Așa mai facem și eu! Hai, Melissa, mai rapid! Dă mâna! Așa! Să scoatem! E ce frige! Mergem mai repede! Așa! Mergem mai repede! Au! Au! Bine că am venit aici! Toată curtea noastră este doar în lavă! Dacă vrei să vezi continuarea, scrie în comentarii partea 2! Și nu uita să ne dai un like! Iar noi vă vom arăta tot ce s-a întâmplat și ce a pățit lava până la urmă! Explorează noul Disney Channel!